Guvernul a adoptat hotărârea privind prelungirea stării de alertă cu încă 30 de zile, începând de mâine 17 iulie. Astfel rămâne obligatorie purtarea măștii în spațiile închise, magazine, mijloace de transport în comun și la locul de muncă. Se mențin totodată și restricțiile privind restaurantele închise, organizarea de meeting-uri și unele evenimente. Este pentru a doua lună consecutiv când România se va afla în stare de alertă. Este evident că starea de alertă va fi prelungită cu 30 de zile. Deci starea de alertă va fi prelungită. Însă se vor păstra doar restricțiile care sunt acum în vigoare. Deci nu se prevede acum introducerea de noi restricții, cum, din păcate, având această evoluție, nu poate fi vorba de a introduce noi relaxări. Astfel, se va menține măsura obligativității purtării măștilor în spațiile publice închise, în spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă. Purtatul măștii, păstrarea distanței sunt metode sigure pentru a opri răspândirea acestei epidemii. Respectați normele. Starea de alertă a mai fost prelungită odată la 16 iunie cu 30 de zile. România a intrat în stare de alertă în data de 15 mai, după ce în precedentele două luni fusese în vigoare starea de urgență.